Avem un uscător de păr foarte vechi, de muzeu aș putea spune. Avem aici inscripționat puterea și faptul că este fabricat în România. Ne-ar fi plăcut să găsim și un an de fabricație, însă nu găsim. Iar marca este Rotel. Probabil este făcut de Electro Argeș la Curtea de Argeș. Menționăm încă de la început că reparația nu se justifică pentru a îl mai folosi, însă ne place ca orice lucru defect care ajunge la noi să fie din nou funcțional. Mulțumim că ne urmăriți, sperăm că informațiile sunt interesante. Îl vom desface și vom vedea ce probleme are și dacă se poate repara. L-am primit cu statusul de defect. Bineînțeles, el nu mai este folosit de ceva vreme, dar am vrea să vedem ce se întâmplă, de ce nu funcționează. Face un zgomot foarte ciudat atunci când îl punem în priză. Trebuie să se miște cumva. Observăm că avem două șuruburi, unul cu șurube înțelată, unul cu șurube înțelată. Și acum putem să îndepărtăm acest capac. Aici sunt butoanele pentru on-off și pornit, oprit, căldură. Vedem că avem niște contactere făcute, probabil cineva mai umblat aici în trecut. Este și puțin afumat, dar probabil că a fost înainte de a se mai deschide. Iar pentru a-l desface, observăm că nu avem alte șuruburi, ci numai niște cleme din plastic. Am reușit să îi desfacem carcasele și putem să găsim înăuntru elicea și motorul. Putem observa niște mici bavuri pe elice, ceea ce înseamnă că a frecat cumva în carcasă, însă paleta de ventilație este încă întreagă. Și se pare că motorul nu mai este prins în șuruburi. Și atunci o să încercăm să scoatem cu totul afară și să observăm cum vine prins. Avem și un fir desprins de aici. Va trebui să vedem de unde anume s-a desprins. O să facem o chestie neortodoxă. O să pornim butonul să fie apăsat. Butonul de pornire. O să punem ștecherul în priză. Și vom atinge cu acest fir. Vom atinge partea de cărbune de aici, să vedem dacă ventilatorul pornește. Și observăm că ventilatorul este funcțional. Îl scoatem din priză și îi refacem lipitura în punctul unde am făcut contactul. O să-l suflăm puțin de praf. După ce l-am lipit, îi facem un test. Ceea ce ne spune că este în regulă. Pentru a-l putea prinde între cele două șuruburi, o să încercăm să-i scoatem paleta de ventilație. O să tragem ușor, 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 ușor de ea până când o să o scoatem. O să o și curățăm cu ocazia asta și apoi motorul să îl așezăm aici. Îi desfacem cele două șuruburi de aici și de aici. Observăm că aici este puțin crăpată carcasa, probabil că ăsta e și motivul pentru care a sărit din șuruburi. Și acum trebuie să repoziționăm motorul în carcasă.
putem observa că șurubul nu ține foarte mult din urechile motorului și atunci o să apelăm la niște mici shape care să ne permită menținerea pe poziție. Pentru că șuruburile nu sunt foarte stabile, o să folosim puțin Loctite. Acesta o să împiedice desfacerea șuruburilor. Iar acum tot ce trebuie să facem este să repunem totul la loc, să așezăm cablurile, să așezăm butoanele și să închidem carcasa. Acesta a fost proiectul de astăzi. Sperăm că interesant. Vă așteptăm pe canalul nostru și cu alte proiecte, poate la fel de interesante. Până data viitoare, numai bine și pe curând!